În Windows 7, ferestrele pot fi grupate sau aranjate foarte ușor. De exemplu, presupunând că avem deschise mai multe ferestre, ducând una dintre ferestre în centrul ecranului sus, aceasta va fi maximizată automat. Apoi, trăgându-o de acolo, aceasta va reveni la dimensiunile inițiale. Dacă ducem o fereastră într-o direcție a ecranului, într-un colț, fie spre dreapta, fie spre stânga, sus, aceasta va fi împărțită pe jumătate de ecran. Cum puteți vedea, le-am aranjat foarte ușor una lângă alta. Dacă avem o fereastră pe care o dorim să fie afișată, în sensul că doar ea dorim să fie afișată, scuturând puțin fereastra la propriu, fie spre stânga, dreapta sau sus-jos, putem ascunde sau readuce prin plan, să zic așa, nu chiar prin plan, la dimensiunile inițiale ferestrele respective. Deci dacă mișc stânga-dreapta, ferestrele sunt ascunse sau aduse la loc. De asemenea și dacă mișc sus-jos. Hello, așa, merge. În principiu, stânga-dreapta am observat că e mai ușor. Nu merge pe diagonal. Cel puțin nu mereu. În fine. Să vă obișnuiți cu chestia asta, e destul de ingenioasă. Și cam asta ar fi cu managementul ferestrelor. Bine, puteți să le aranjați și din taskbar. Faceți click dreapta pe taskbar și le puneți în cascadă sau să le grupeze automat apăsând Alt Tab și apoi ținând doar Alt, puteți să navigați printre ferestre relativ ușor. Cam asta a fost cu organizarea ferestrelor în Windows 7.